comentariu. Dincolo de acest lucru, România, știți foarte bine, a fost țara care, prima care a recunoscut independența Republicii Moldova, este țara care a susținut, susține și va continua să susțină ferm procesele de reformă pentru consolidarea statală a Republicii Moldova, pentru apropierea Republicii Moldova ca stat integru și independent în apropierea de structurile europene și euroatlantice. Și cred că vă amintiți, numai săptămâna trecută a avut loc vizita premierului Dacian Cioloș în Moldova și cu acel prilej alți câțiva foarte importanți pași în sensul substanțierii pe mai departe a acestui sprijin s-au făcut. Prin urmare, și mai adaug ceva. În acest